Bugetul primăriei Vojteg este compus din două elemente, o secțiune de funcționare și o secțiune de dezvoltare. Au apărut unele lucrări noi pe care vrem să le desfășurăm în anul 2021. Din totalul bugetului pe care îl avem, la secțiunea de dezvoltare am prins pentru învățământ. Deci în cursul anului 2020 s-au achiziționat tablete pentru elevi la școală în valoare de 1.750.000. Anul acesta m-am hotărât să prindem o sumă în jur de 30.000 de lei pentru plata acestor tablete, care le vom plăti în rate până la sfârșitul anului. Tot pentru învățământul școlar am prins 73.000 de lei pentru bursele școlare și am prins pentru reabilitarea grădiniță 70.000 de lei. Pentru sănătate, cultură, recreere și religie am prins bani pentru aproximativ toate bisericile catolice, ortodoxe și penticostale. Tot la cultură am prins bani pentru ansamblu de dansuri cu care vrem să mergem în continuare. Pentru lucrările de investiții, cele mai importante lucrări de investiții pe care le vom avea în acest an sunt lucrările de drumuri, pietruire drumuri Folea. Am prins un buget de aproximativ 213.000. Pentru reparații drumuri am prins în buget 50.000. Lucrări de execuție șanțuri și podețe 150.000. Și asfaltare drum ocolitor în comuna Vojteg 60.000. Centura ocolitoare al comunei Vojteg este o problemă prioritară și vreau să vă anunț că abia anul acesta s-au început actele pentru construirea acestui drum. Tot în cadrul lucrărilor de investiții am prins bani la buget pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit în valoare de 60.000 de lei. Deci în ăștia 60.000 de lei intră studiile de fezabilitate și proiectul pe care trebuie să-l depunem pentru finanțare. În cadrul bugetului am mai prins lucrării pentru acoperirea gropilor de gunoi din Calișdorf și Șintărai. După cum știți, gropile de gunoi din Calișdorf au fost acoperite în întregime, iar în Șintărai, la ora actuală, încă se continuă lucrările. Alte sume mai importante prinse la buget sunt: avem amenajamentul pastoral la care am prins 15.000 de lei. Deci, după cum știți, nu s-au putut face contractele de pășunat anul acesta din cauza că nu a fost făcut acest amenajament pastoral. El a fost amânate contractele pentru semnare în anul următor, tocmai pentru că acest amenajament n-a fost terminat și pe care avem promisiuni că va fi terminat până în luna octombrie. Deci bugetul total pe care îl avem pe comună, 5.184 de lei. După cum bine știți, locuitorii comunei știu multe lucruri despre mine, provin din mediul privat, am condus afaceri timp de 25 de ani și cred că am experiență pentru a conduce primăria Vojteg. După cum se văd tendințele de dezvoltare a comunei, este nevoie de un om puternic care să implementeze și să acceseze proiecte, pentru că nu putem ca primăria Vojteg să trăiască numai din bugetul primăriei. Deci o comună nu se poate dezvolta numai din bugetul primăriei, pentru că este un buget mic și abia acoperă cheltuielile de funcționare și lucrări mărunte de întreținere și investiții.